situația în care e foarte dificil să aleg calea. Iată că a venit Curtea de Conturi și ne-a spus că trebuie să imputăm și ceea ce am dat în baza contractului colectiv de muncă în anul 2009, iar justiția mai nou vine acum și ne obligă să acordăm și pe anul 2010. Dacă ar fi după mine, aș alege calea cea mai generoasă și aș da la oameni maximum dintre aceste două variante, sigur în condițiile în care și bugetul public mi-ar permite. Prin urmare, în acest moment nu pot să vă spun cine are dreptate, pot doar să vă spun că legea mă obligă pe mine ca și ordonator de credite să respect și ceea ce spune Curtea de Conturi și ceea ce spune justiția. Aștept un deznodământ în legătură cu această problemă și cred că ar face bine cine-i îndrituit în țara asta să introducă ceea ce se numește practica judiciară unitară, ca să știm și noi, autoritățile publice locale, cum să pășim și cum să ne facem bugetele, mai ales atunci când discutăm despre predictibilitate, ca și principiu principal în cheltuie, alocarea și cheltuirea banului public. Concret, Curtea de Conturi.